Bun găsit, dragi pescari! Sunt Răzvan Mihuța din Clubul de Pescuit Sportiv West Spinning Brigade. Ne aflăm în delta Dunării și astăzi vom încerca să facem o partidă pe apă curgătoare, pe Dunăre. Vom căuta specii pe cum șalăul, somnul, lavatul, să vedem care, ce pești vor fi activi. Dunărea este în ușoară scădere, deși a fost foarte, foarte mare. Apa încă este destul de tulbure, de aceea avem oarecare emoții în a găsi pești în astfel de situații. După cum bine se știe, când apa este mare, peștii se pot găsi oriunde, pe întinsuri, pe la confluențe, intrați pe canale, nu știi niciodată unde îi poți găsi, de aceea vom face un pescuit de căutare și să sperăm că vom găsi ceva. Bună, prieteni, sunt Azvan Madelin și așa cum v-a spus și colegul meu de club, Zvan, astăzi ne aflăm pe Dunăre, la un pescuit de șalău, somn, navat, o să vedem. Eu personal aș vrea să fie de șalău. Ne-am poziționat undeva lângă un platou, cu apă mică, foarte mică aici, chiar suntem lângă mal. Platoul se întinde până la noi, deci vreo 40-50 de metri. Și noi ne-am pus undeva exact după cădere, undeva la 3-4 metri. De ce am ales să pescuim la apă mică? Pentru că de regulă peștii pe viitură se ascund în maluri, în copaci, după platouri și nu are rost să căutăm la apă adâncă. Pentru început o să încercăm la silicoane, iar dacă vedem că există mișcare în suprafață, o să încercăm și cu voblere. Dar haide să nu mai lungim vorba și să ne apucăm de treabă, pentru că este chiar prima oră și, după cum știm, prima oră e cea mai bună. Primul șalău al dimineții pe un șad de la Storm. Nu-i mare, dar și ce cald e, deci incredibil. Pune mâna pe el să vezi. Nu e mare, dar ne încurajează. Pune mâna pe el să vezi. Deci e cald, parcă e scos din de sub dună. Bravo! Yes, huh? Yes, I've seen it. De mult n-am întâlnit în zona asta așa șalei frumoși. Uite că mai sunt. Totul e să găsești conjunctura favorabilă. Avem norocul că apa este tulbură și peștii s-au tras în mal. Sunt mai accesibili și ăsta e rezultatul. Da.
După cum ați văzut, Răzvan a prins doar pe shed. Pe shed am prins și eu un amărât. Am încercat și la grubul, dar se pare că șalei n-au răspuns astăzi. Prin urmare, eu o să dau cu un Joker Shed de 4 inch. Am mai dat cu Orca Shed. Mangrove Minnow, la care astăzi nu i-am rupt apendicele vibrativ. Deci are un apendice, dacă vrem să bată mai larg, o să-i rup, dar momentan nu i-am rupt. Și am mai încercat Macan Minnow, o culoare verde și una mai naturală. Fiecare shad are alt gramaj, am și 21 de grame, și 17 grame, și 14 grame, în funcție de cum ne apropiem sau nu de platou. Unde e apa mai mică, punem gramaj mai mic, și unde dăm pe prag, dăm cu bile mai mari. După cum vedeți, suntem ancorat cu motorul electric din cota Terova iPilot Link. Și de ce spun iPilot Link? Pentru că este un model care ne avantajează foarte mult, pentru că este împerecheat cu sonarul printr-un cablu. Avantajul este că poate fi legat în rețea și poate fi controlat de pe monitorul sonarului. Adică poate are și telecomandă, are și pedală, dar după cum se vede, eu acum o să controlez motorul de pe monitorul sonarului. Ce fac acum? Noi suntem ancorați într-un punct. Ne modificăm puțin poziția față de punctul unde suntem prin mutarea bărcii mai aproape de mal sau mai departe sau mai jos sau mai sus, în funcție de cum credem noi de cuvinte în momentul de față. Acum eu aș merge puțin în spate, e ok dacă ne ducem un pic 3-4 metri mai în spate și un pic să ne apropiem de prag. Atunci automat se schimbă unghiul, dăm într-un unghi mai ascuțit și jigul cade altfel. Automat prezentarea într-un mod diferit față de atunci când pescuiam 5 metri mai în sus. Și curentul automat îți ia jigul, îți întinde firul. Deci schimbăm puțin să vedem dacă nu obținem rezultate mult mai bune. Acum o să-i dăm în spate, o să auziți și cum răspunde atingerii. Sunt 4 atingeri, a bipăit de 4 ori, înseamnă că ne deplasăm în spate undeva 4-5 metri. În privința echipamentului pe care îl folosim, mai exact a firelor și a monturii utilizate, pescuiesc cu un fir principal sufix G-Core X13. Este un fir textil nou, anul acesta a apărut pe piață. Este un fir împletit din 13 fire, ceea ce conferă un aspect rotund la pipăit, spre deosebire de alte textile care cele mai multe dintre ele sunt ca și panglica și de aceea nu rezistă atât de bine pentru că au tendința de a se răsuci. Fiind împletit din multe fire, este și rezistent la abraziune, mai rezistent ca alte fire textile și totodată este foarte suplu. Deci puteți să observați, chiar este un fir care este un fir suplu. În privința înaintașului, pentru că folosesc și înaintaș, deși apa este tulbure, întotdeauna este bine să folosim și înaintaș pentru că
nu știi niciodată când îți intră un somn. Șaleul nu taie, dar somnul care are dinții aceia foarte mulți pe maxilar, de multe ori taie textilul, adică îl ciupește și în cel din urmă acesta cedează. De aceea folosesc textil, înaintaș, pardon, un înaintaș din fluorocarbon. Este vorba de sufix super 21 fluorocarbon. Astăzi am pus de 0,40 de milimetri, am mai folosit și de 0,33 de milimetri când dau la vat sau când dau la șalei, în zone unde sunt șalei mai mici. Iar năluca o leg prin intermediul unei agrafe duolog de la VMC. Acesta este forma în care o puteți găsi. În cazul acesta este vorba de mărimea 2 și care rezistă la 23 de kilograme tracțiune. Între cele, ca și noduri pe care le folosesc în mod frecvent, între textil și monofilament și liderul de fluorocarbon, folosesc un nod Albright sau atunci când mă grăbesc și trebuie să leg foarte repede, folosesc un nod Uni. Iar la agrafă, un nod Palomar, care este un nod clasic și rezistă foarte bine. La rândul lui și Adelin folosește tot acest fir G-Core X13 Braid, care este un fir foarte reușit și nouă ne place foarte mult. Six of vibe, dar cam încârnit, dar o să vi-l arăt imediat. Uite așa vat frumos. Șalăii s-au cam liniștit în locul acela, așa că am schimbat locul. Suntem într-o altă confluență unde se întâlnește apa mai limpede din Dunărea Veche cu apa mai tulbure din Dunăre. Și Adelin a prins un avat, acum a scăpat, se pare ceva care i-a tăiat firul, e posibil să fie o știucă sau un somn, nu știm. Așa că trecem pe wobbler. Se pare că astăzi e ziua șalăilor frumoși. Încă un exemplar foarte frumos de Dunăre. L-am prins tot pe o gumă de la Storm, Mangrove Minnow, 10 cm, jig greu, pescuim supralestat, având în vedere că apa este caldă și peștii sunt foarte agresivi. O frumusețe!
și acesta este tot un șalău răsărit. L-am prins pe același mangrove minnow cu plumbaj de 21 de grame. Și ce am vrut să vă spun este că îmi place foarte mult miciocul de la Rapala. Unul la mână, ca și avantaje, are un burete care îl face să fie plutitor. Are o gură foarte largă, dacă se vede, e imposibil să ratez. Și uitați ce adânc e. Deci, practic, un pește de talie mare intrat în el, pare mic. Are și o clemă care se poate fixa de siguranță. Și este tras în cauciuc, ceea ce face ca neluca să se aghețe cât mai puțin în ochiurile de la plasă. Hai să nu pierdem timpul, că șalăi pe noi! Da. Nu-i mare. Cred că e de... sau iară vine așa cu apă. Oricum este șalău 100%. O să-mi iau miciocul. Mă descurc, e aici, e frumos. Bup! Direct în mincioc. Uitați cum am ghițit guma. Până în adânc. În adâncul grumazului. Trebuie să vă arăt. Macan minnow. Un model care mie îmi place foarte mult. La ce sănătos e. Să le liberăm. Trapazan. Față de ce am prins mai înainte, prea mai contează. Nu mai trebuie, ok, ok. De data asta am pus o nelucă mai mică. Erau mult mai circumspecți, am pus un larg ușad de la Storm de 3 inci. O să vă arăt cine lucra imediat. Și uitați ce șalau frumos am luat. Oh! Ce m-a pognit. Sunt foarte sănătos, deci asta e un lucru extraordinar. După viitura asta, arată foarte bine șalăi. Și acum o să vă arăt și cu ce am prins. Cu o culoare albă, SIDEF, Largo Shed 3 inci. Iată, ne-a ajuns la finalul partidei noastre pe brațul Sfântul Gheorghe.
Astăzi am avut o abordare puțin diferită față de cum abordăm noi în general partidele de șalău, în sensul că am identificat șalăi chiar lipiți de mal, chiar în mal. Atunci, după ce am căutat pe marginea de platou, pe baza pragului și am identificat că ei stau în mal sau pe partea superioară a pragului, am încercat să ne apropiem cât mai mult de locul unde voiam să pescuim și dădeam efectiv în frunze sau în pomi sau la limita de... și practic luam șalei de undeva de la un metru de mal. Eu știu, la apă de un metru, un metru jumate, cred că maxim 2. Nu cred că am avut apă mai mare de unde am prins șalei. Am folosit în general, am prins pești cam toți pe șaduri. Am încercat și cu grupul Răzvan, nu dat decât cu șaduri. Și mărimile care am prins au fost de la 3 inci la 4 inci, dat pe plumburi, pe plumbi grei. Am dat undeva la, de la 28, 21, 17 grame, 17 era chiar ușor. Deci un plumbaj supralestat. Explicația pentru care am găsit șalăii atât de aproape de mal este că, fiind apă mare, puțină de pește paștic, plecușcă s-a tras în mal pe sub tufișuri, fiind și relativ aproape de perioada de prohibiție, nu știu, să se hrănească sau chiar să depună micrele. Cert este că foarte mult pește mic a fost în mal și șalei la rândul lor s-au tras în mal ca să vâneze. De aceea, deși am pescuit cu jiguri grele, am pescuit cu jiguri grele pentru că șalei au preferat o evoluție agresivă și am încercat și cu jiguri mai ușoare, bineînțeles, când dai în apă de un metru, doi, primul lucru la care te gândești este să... Da, să aibă o cădere oarecum naturală. Dar folosești un jig mai ușor, dar... La pești agresivi, trebuie într-adevăr supralestat. Deci are nevoie de o viteză cu care să cadă jigul mult mai mare decât în mod normal. Altfel, practic, jigurile trec neobservate dacă nu cad cum trebuie. Dacă dai prea mult timp de gândire, de multe ori nu e... Da, are timp să analizeze și renunță. În ultimul moment renunță la finalizare. Vede că este ieșit din tipar, din tiparul cu care se hrănește în acel moment. Exact. Și nu-ți mai atacă. Cam acestea sunt concluziile partidei de astăzi. Noi vă urăm fir întins și vă așteptăm la o altă emisiune cât de curând, împreună cu echipa VSB. Fir întins. Fir întins.